Parlamentul României. Poftiți jos aici. Vă rog să poftiți lângă noi, lângă cei nemulțumiți, lângă cei cu probleme financiare, lângă cei cu mașini distruse. Să vedeți și dumneavoastră dintre Consiliul Județean, oamenii pe care dumneavoastră îi desemnați să ne reprezinte și noi, societatea civilă, noi suntem cei care ne ținem de promisiuni. În 15 februarie, anul acesta, locuitorii Comunei Niceni, o parte din locuitorii Comunei Niceni, au inițiat un miting de protest cu privire la proasta calitate a drumului județean și a traficului de mare tonaj, care distruge nu numai infrastructura, cât și locuințele cetățenilor de pe raza comunelor Niceni și Dorobanți, fără a se lua vreo măsură, fără a ne proteja nimeni. La sfârșitul mitingului din 15 februarie, fiecare ne-a făcut promisiuni. Consiliul Județean ne-a promis că va acționa în regim de urgență pe drumul județean 296 pentru reparații serioase. La cu pământ! Ne-au promis că vor începe documentația pentru accesarea de fonduri europene, modalitate sau mijloc care ar putea să ne mai salveze pe noi cu infrastructura. Și noi, societatea civilă din Comuna Niceni, am făcut o promisiune. Dacă nu se vor lua măsuri, vom fraterniza cu vecinii noștri din Comuna Roma și vom acționa alt miting de protest de amploare în fața Consiliului Județean. Domnilor aleși locali, domnilor parlamentari, cine s-a ținut de promisiune? Noi! Poți! Facă către toți protestatarii abonați astăzi aici în Piața Revoluției. Să protestăm pașnic, civilizat, dar să ne facem auziți că nu ne-am adunat aici de plăcere, ci de nevoie. O nevoie care ne scoate din buzunare și pluma de bani pe care o câștigăm ca vai de mama noastră pentru a repara mașinile care nu le considerăm un lux, ci un mijloc de existență pentru majoritatea dintre noi. Domnilor conducători ai județului, la un salariu mediu pe economie, reparația sistemului de direcție și suspensia unui autovehicol reprezintă majoritatea cazurilor, dacă nu o treime, două treime din el, poate chiar tot salariul, sau dacă nu, chiar trebuie să mai și împrumutăm. Aveți idee câte kilograme de porumb trebuie să vândă un țăran pentru a-și schimba baia de ulei distrusă din cauza drumului prost? Vă spunem noi, 250 de kg boază de porumb. Aveți idee cât lapte trebuie să valorifice țăranii pentru a-și schimba un set de amortizoare la o mașină? Tot noi vă spunem, 1000 de litri de lapte. Trăim într-o țară europeană, da? Suntem cetățeni europeni. Plătim taxe și impozite chiar mai mari decât în unele țări europene. Dar dreptul de a cifra pe un drum ca în țările europene, de ce nu-l avem? Cine poate să ne răspundă la această întrebare? Domnul președinte al Consiliului Județean? Poate domnii consilieri? Mai mult de atât, că avem în Comuna Roma o doamnă consilier județean. Vreau să o vedem între noi, vreau să o vedem lângă noi, să fraternizeze, să ne ajute în problema destul de critică și serioasă pe care noi astăzi o ridicăm. Totuși doresc să adresez domnului președinte al Consiliului Județean două întrebări. Când a circulat ultima oară cu mașina personală pe drumul județean 296 până în localitatea Dorobanți? Și dacă dumnealui ar fi de acord să facă naveta zilnic cu mașina personală de la Dorobanți la Botoșani? Așteptăm răspunsul la aceste două întrebări. Domnule președinte, ne împroșcați zilnic sau de câteva zile cu acel media cu informații de genul că în scurt timp încep lucrările și pe acest drum al Croasei. Ce fel de lucrări? Peticelca de fiecare dată în ultimii 26 de ani? Cârpeli de proastă calitate și pe bani grei? Oare al cui interes este ca an de an să se risipească miliarde pe acest drum?
Ce procent din banii alocați pentru drumul județean 296 vor ajunge anul acesta în campanie electorală și cât va mai rămâne pentru Câmpene? Noi cam înțelegem ecuația, domnilor. Dacă facem o lucrare de calitate, în următorii ani, de unde mai cicurim pentru o vinișoară, o mașinuță de lux, o vacanță de lux, dar tot noi vă dăm rezolvarea în această ecuație. Multe dosare de lux în DNA și o detenție într-o celulă de lux. Știm că sunt întrebări cumjenitoare, dar mai știm că realitatea este ceea ce se vede și nu ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Mă văd nevoit să vă reamintesc că nu este primul mandat pe care partidul dumneavoastră îl obține la conducerea județului. Iar drumul județean 296 nu este în această stare jalnică de câțiva ani încoace, ci de 26 de ani. Dacă asfaltul pe acest drum județean ar fi fost turnat în anii 40, am fi crezut că este așa cum este datorită atacurilor aeriene din timpul celui de-al doilea război mondial. Lipsa de respect față de noi, locuitorii comunelor Vinceni și Roma, se reflectă prin indiferența de care dați dovadă față de această situație mai mult decât critică. Mulți dintre noi ne întrebăm deja cu ce minciuni veți veni în campania electorală în această toamnă. Că vom avea un trai mai bun? Știm de 26 de ani traiul bun. Îl simțim în buzunare, îl simțim în spitale, îl simțim peste tot. Dar noi, locuitorii comunelor Nicieni și Roma, îl simțim mai ales prin circulația zilnică pe drumul județean 296. Domnilor parlamentari ce reprezentați județul, domnilor, aveți și funcție de conducere care ar trebui să fiți mumă pentru toți în egală măsură. Fără a exagera câtuși de puțin, vă aducem la cunoștință că drumul județean 996 este un atentat la siguranța și viața cetățeanului. Au fost enumerate cazurile în care s-au întâmplat tragedii din cauza craterilor de asfalt pe drumurile țării. Nu dorim pentru nimic în lume să vă încărcați conștiința cu astfel de evenimente tragice ce s-ar putea întâmpla pe un astfel de drum.